Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip de aici din Măr. O înghețat în 2-3 dimineți la rând, ieri. Astăzi au fost, cred că, 2 sau 3 grade minus, așa că le-a venit timpul și la miere. Îs roșii rumenii, îs numai bunii de strânson dulcit. O să strângem, să ducem să facem suc, o să lăsăm și pentru iarnă în beci. Ia uitați-le cum stau aici, cât i s-o dus în iaz. Opa, nu mă duc și eu. Asta e extraordinar, mărul ăsta. Ia uitați-l, oleacă, cât e de încărcat. Ia uitați-l cât e de încărcat și cum arată. Da, până în apă stau mierele. Nu știu cum le strânge pe astea de aici. Mă bag aici în iaz. Da, arată super. El dacă a avut umiditate la rădăcină, ia uitați-le, oleacă, cam și e aici, așa cum stau mierele. Da. Să le strâng, că e târziu, spre seară și mâine cred că iar îngheață. Astea care sunt mărunte, o să meargă la suc. Dacă nu contează dacă le mai ciocănesc o lecuțică. Astea nu sunt miere stropite, deci nu le-am dat cu nimic. Cu nimic, nici curățat măcar mărul. Nu-i stresat. Deci astea o să spui că sunt miere bio. Nu sunt preparate cu nicio soluție, cu nicio substanță, nimic. Nu că ar fi miere de vânzare și vreau să le fac preț, dar vedeți că se poate face producție și fără să le stropești, și fără să le pui îngrășământ sau altceva, ca să le forțez. O căzut și pe jos destule, îi balat pe jos, te-a uitat și acolo, dar și în copac sunt tot la fel de multe. Așa că el ca și copac o eliminat și a fost în plus și o lăsat pe creangă cât o putut duce atâta. Mai multe miere decât frunze. Până în pământ, domnule, ce este? L-au făcut aici în pământ, cu crescut. Da, uitați ardeii care au fost pe aici, cum au înghețat ea. Eu înghețat, eu terminat. Dar varza n-are nicio treabă. Crește frumos. Căpățâni aici. Face căpățâni. Mazărea iar e frumoasă și a fost porumb, s-a pârlit porumbul, dar mazărea au rămas. Ah.
trebuie să înflorească de acum înainte. Ia uitați-o cât e de frumoasă, ia. Da. E, o să dau la struț. O să cosesc, o să bag sub brază cartofii. Eu pârlișul pe ăștia. Dar sunt frumos. Tot am mâncat, tot am zis că o să, să vă arăt și înăuntru, în pământ. Ia uitați cât am scos aici. Mai am aici jumate de rând și încă un rând întreg. Da. Dar încă mai cresc. Cred că în pământ mai iau curpenii ăștia. Ceapa. A, uitați ceapa aia. Ceapa e frumoasă ea. E cam plioștită ea așa. Da. Din mâncare e foarte bun acum. Nu-i problemă. Și usturoiul. Usturoiul a început și el să formeze cât de cât acolo. Tot e ceva. E, cam gata de acolo și cu mierele. Au rămas aici bostanii ăștia. Ăștia turcești. Cum se zice la noi. Dovleci. Bostan turcesc, dovleac. E, fiecare zice după cum vrea. Ia, uite, astea se iau și pe ăștia că de acolo cred că mamă și gaură de acolo de sub, mă mir cum de nu l-o concasa să-l spargă. Și ăștia sunt tot dovleci, dar nu sunt turcești, ăștia sunt altfel. Dar sunt comestibil și ăștia. Uite așa, ia. Că dacă mai dă un îngheț, ăsta e barosan. Ăsta să-l umplu cu sarmale. Dar în cuptor, cred că încapi. Da. Da. Ia să-i strâng eu pe toți ca să îi duc la dos, ca să nu înghețe. Eu știu că sunt mai mulți, dar eu acoperi pe aici iarba. Iarba buruiană. Ia să văd. Eu și nici nu-l depistez. Aha, hai să-i rup coada. Ia cum nu-i ții el să dă-l de-a dură. Da. Eu poftă avem. Domnule, o înghețat, ia uitați aici. Ia uitați aici dovleacă. Cât e de lungă. Ia acum, ca să nu înghețe, oricum ăștia nu mai sunt comestibili, dar măcar dacă rămân așa. Opa! Ia uitați. Are un metru jumate asta. Ia să vedem și saxofonul. Mamă! Ia uitați saxofonul. Ia uitați saxofonul. Două saxofoane. Hai și de acum aici să văd ce fac eu că s-au urcat aici. Mamă. Ia. Ia. Opa. Aici s-au înghețat, ia. Aici mai face. Ia. Ăștia-s digerați, ia. O stat acolo sus pe asta, au fost cruzi. Aici, ia. E, nu i-am luat la timp de acum înainte. N-am mai am ce mai face cu ea. Decât la compost. De acum, mă da de treabă. Ia. E cu partea cealaltă. Și de astea. N-ai ce să faci cu ea. Așa altul o să-i duc undeva la două să vedem. Poate pot scoate ceva sâmburi din ei, dar nu cred. Nu știu dacă ăsta s-o fi copt sau nu. Ei, cam astea sunt mierile care o să meargă la suc. Sunt 15. 15 săcușori. 2, da. 2, 4, 6, 8, 10, 15 și o măgâldeață. Da, o să meargă la făcut suc. Da, un suc foarte bun. Am făcut și anul trecut. Pasteurizat la 75 de grade, se păstrează și calitățile, și vitaminele, și absolut tot. Da. Deci astea vor merge la sucresul, la beci, pentru iarnă. Ei, și acum vă așteptați să vedeți unde duc mierele. Ei, mierele le-am dus la meseriașul care o să facă sucul, dar între timp am verificat stocul de slatină, de saramură. Apa asta se arată care o avem noi aici în fântână și am văzut că e pe gata și am venit să iau niște slatină. A rămas iarăși surprins,
De câte gunoi au putut să lasă oamenii ăștia în urmă aici? Probabil că sunt oameni dintre ăștia ca și mine care au venit să-și ia slatină. Și eu zic, dacă vine să iei o leacă de slatină, ia să iei el și o bere și un suc și mai iei el acolo. Și eu a fost greu să mai pui în căruță sau în mașină, dar cred că mai multe căruți. Că, da, și ia uitați și pe aici prin jur. Ia uitați o lecuță că cam și pe aici prin jur. Da. Acum, nu știu, să văd, dacă am iarăși saci de ăștia de unică folosință prin mașină, am să mai strâng o tură, că e frumos, ia uitați, e soare, am să strâng să văd și eu cât am să pot strânge de pe aici, că parcă chiar că e în lumea a treia, nu e în România. Da. E, hai să mă apuc să fac o leacă de ordine și pe urmă să pun în bidonaș și să pun un pic de slatină și să mă duc și gunoaiele acasă.
Of, Doamne, Doamne, oameni! Atât s-a putut, 3 saci, atât am avut la mine. O mai rămas ceva de aici, dar aici trebuie să stai, să grebi, să faci, și am luat în mare 3 saci. Eh, câți oameni o trebuie să aducă gunoaie aici ca să pot eu să strâng 3 saci? Mă, eu să le dau la vrea să mă fie aici. Mă, să dau la gunoi să mă îmbogățesc cu plasele noastre de aici și cu tăti bun porcările astea. Nu-i frumos, voi fraților, sunteți consentieri de astea de aici, din jur, de pe tăti zonile astea care mă urmăriți. Nu-i frumos să-i faci plăstit. Pune tot, domnule, căruță, mă ajut și eu acasă, dată la gunoi. Vine să iei gunoi de la poartă, chiar lăsați pe gunoi, eu îmi place să găsesc aici plin de gunoaie și de tot felul de din restul. Thank you.
luați-vă și gunoiul acasă. Nu pe al altora, măcar pe al vostru. Măcar pe al vostru luați-l acasă și atunci ar fi mult mai bine. Nu că să-mi faceți mie vreo plăcere, da? Nu-i frumos. Nu-i frumos să lăsați toate gunoaile aici. Gunoaile astea e greu să rupi. Așa bine, țăcară și gunoiul altora. Tot așa. E în batatea cu obouă slag. Aduceți-vă găleată, pâlnii acolo frumos, nu tăie stigă și le aruncați pe aici, ca la nimic. Acasă tot așa faceți, urât. Cu cărniță, pește, ca să avem, să avem cu ce să sărăm. Deci avem de acum marfă, numai că material, numai că trebuie marfă. Gata. Acasă de acum. Și am ajuns în vârful dealului, am făcut și un pic de curat acolo, atât s-a putut, cât s-a putut, vreau să zic, am strâns 3 saci de gunoi, nu pot să le zic altceva, aici e un peisaj super, da, păcat că nu se păstrează, iazuri, stână, un apus de soare superb, și un cer cu câțiva nori. Da, hai mie aici, fugi acasă, gata, gata. Hai, așa Costeluș, așa faci munda în stată, dar cum să nu? Hai tu, dă-te o leacă, dă-te o leacă. Mona Lisa, dă-te o leacă, deoparte. A, uitați-a. Eh, după ce am strâns mierele, am strâns gunoaiele, am adus slatina, am zis că să vin un pic, așa, așa, hai, tropotita, tată. Hai, așa, așa, Costeluș, ai să iei și lângă gard? Da? Așa, tată, așa. Bravo, Costeluș. Bravo, băiete. Ce frumos ești tu. Ai pienile alea așa frumos, albe, acolo, la aripi. Da, numai felicitări primești tu. Mare dansator mai ești. Hai, în picioare acum, hai. Hai, hai. Hai sus, tropotita de acum. Nu vă plac măceșele, am adus măceșele de astea, am zis că să văd poate păcălea să mănânce, dar nu le șugulesc. Costeluș! Hai, tată, sus! E? Așa, hai, hai, așa, tropotită, așa, tată, așa. Așa, 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 bravo, jos, iar. Dar cum să nu, da, facem circ aici, facem spectacol, măi, da? Așa, tată. Bravo! Așa, Costeluș, așa, tată. Da, merge la concurs de dans. Voi sunteți truți dansatori. Da, ți-i îți place cum dansează Costeluș? Îți place? Da, e frumos, Costeluș? Da. E iubitul vostru aici. Da, și să mai discutăm. Hai sus, Costeluș. Hai că eu trebuie să vă aduc și apă, tată. Așa, 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 așa.
gata, așa. Hai, 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 că de acum mă duc, mă duc să văd ce face și zice, așa, 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 bravo, așa, așa, Costeluș, bravo, așa dansează ei ca să-i arăți tu cât ești tu de ganțos, ia. Opa, frumosule care ești. Doi, Doamne, nu pot să plec, să supără dacă plec după aceea. A, așa, 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 bravo, bravo, Costeluș, bravo, a? Ia să vedem Gigel ce face, hai, hai să vedem, olea, cât de ce face și Gigel, da? Da, trebuie să-l mângâi, eu fugi după mine, trebuie să-l mângâi, gata, bravo, iar s-o așa za jos. Of, măi, Costeluș, măi, 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 să supăr, cum v-am zis, trebuie să stau, să mă uit la el, să văd eu cât e el, bravo, bravo, Costeluș, bravo, așa, 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 bravo. Da, uitați-le, poftim. E, gata, gata, mă duc la Gigel. Aha. Gata, Costeluș. Gata, ia să vedem pe Gigel. Gigel, ce faci? Faci un dansată? Hai. Hai, dansezi și tu. Hai. Gigele. Hai. Hai, dansăm și noi. Facem și noi frumos. Hai, Gigele. Hai. Hai, Gigel. Nu vrei să dansezi? Hai, tată. Hai. Hai, Gigele, hai. Hai, tată. Vă te-o speriat oițele? Au treabă să vin pe aici așa să bagă prin țarcurile astea. Tu nu vrei, Gigele, să dansezi? Las că o dansa Costeluș pentru tine. Costeluș, mai dansezi? Hai, hai, mai dansezi tu? Că nu, Gigele, nu vrea, uite, nu vrea. Dacă nu vrea, nici tu nu mai vrei? Ei, gata, e suficient, las, altă dată. Ia, ia uitați-l, ia. Caprioarele, ce faceți? S-au prietenit pe aici cu struță, s-au mulțit. Ia uitați-l câte se ia. Ia uitați-vă, oleacă. Ce faceți voi? Caprioarele. Îți prin țar pe aici, pe la struț. Da, e junglă. Caprioarele. Ia uitați-l, ia. Acuș, acuș faceți, faceți mieluț. Da? Ia. Caprioarele cum fug, ia. Hai. Ia, ia, ia. Ia uita, și struță, și oițele. Ce vorbim, domnule? Grădină zoologică. Nicușor! Ei, când vin aici, întâi trebuie să îi mulțumesc pe toți să stau, să danseze. Adică ei mulțumesc mie că am grijă de ei. Da, uite, și doi berbecuți. Aștia se cheamă păstrămioară. Da. Ia. Da, unii vă duceți voi? Hai. Muflonel! Căutați grăuncioare și căutați voi. A, turba veselă, ia, caprioarele, ia. Ia, ia uitați caprioarele, ia. Ia, caprioarele. Hai la tata, hai la grăuncioare, hai. Hai, hai muflonel. Hai. Ia uitați cum îi păcălesc, ia. Hai. Ia, ia să vedem. Ia. Ce faci tu, măi, capriorico? Tu ești cea mai mică. Tu ești cea mai mică caprioară. Ia. Aha, berbeciți-vă, uleacă. Hai, fetițele, și voi. Hai. Hai, ce faci tu, caprioară? Ești frumoasă? Da. Ei, cealaltă se duc acolo. Știi că au treucuța lor. Haide, măi. Măi, țurcanete, te dai să mă berbecești, uleacă? Tot păsărică aici așa căzut în jos. Și cu tine, mă, și-ai pățit. Și-ai pățit. Și-o fi ăsta. Ei, cuc, și-o fi ăsta. Opa, opa, opa. Ceva s-a întâmplat cu el. Ia, nu poate să zboare. Nu știu ce păsărică asta. Stai că eu nu-ți fac nimic, mă. Eu nu-ți fac nimic, dar nu știu și cu tine. Cu ce să te ajut? Ai căzut, ai ceva rupt, nu poate să-mi dau seama. De cât stilă să-mi pace, eu și pot să-ți fac. Hai la grăuncioare, hai, tată. Hai, fetițele. Stați ca purcie aici, la treugă. Da?
Hai. Pepenașul. Și-i tata, v-a speriat? Le-am adus niște tocături dintre asta de la Glorie, de la combină, de pe tarlalele cu porumb. Să văd de curiozitate dacă mănâncă, dacă le place. Asta ca să diversificăm alimentația, da. Odată ce au lucernă și porumb oabie, nu se uită ele la așa ceva acum, când a dat frigul, cred că zic eu. Da. Sunt curios să văd dacă o să mănânce. Dacă mâncați, să știți că vă strâng pentru la iarnă. Dacă nu, nu vă strâng nimica. Ați înțeles?